Schimbări majore pentru angajații din comisariatele pentru protecția consumatorului. Noul șef al Autorității Naționale le-a impus salariaților din subordine un cod vestimentar decent. Constanțeanul Horia Constantinescu, numit recent în fruntea ANPC, le interzice doamnelor să poarte decolte în timpul programului, haine mulate, imprimări extravagante sau fuste scurte. Le recomandă în schimb rochii clasice sau costum din două piese, cu fustă sau pantalon. Decenți în timpul programului trebuie să fie și bărbații care nu au voie să poarte pantaloni scurți, pălării, șepci, sandale sau adidași. Li se recomandă în schimb cămăși cu mânecă lungă, clasice, și care să nu iasă din pantaloni și pantofi simpli. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, angajații trebuie să aibă o ținută decentă, care arată demnitate și respect față de instituție și cetățean, dar și un comportament cuvincios. Termenul de implementare al noului cod este de șapte zile de la data intrării în vigoare. Horia Constantinescu a condus până acum oficiul pentru protecția consumatorilor Constanța, iar pe 8 august a fost numit în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.